Un tânăr de 18 ani a provocat un accident care s-a terminat la spital pentru două persoane. Băiatul nu a păstrat distanța față de un alt autoturism din față cu care a intrat în coliziune. În urma impactului, tânărul de 18 ani a pierdut controlul direcției de mers, a pătruns pe sensul opus și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Conducătorul din cea de-a doua mașină implicată în accident și o tânără aflată pe locul din dreapta față au suferit leziuni. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 18 ani din localitatea Plopșoru, în timp ce conducea un autoturism spre drumul național 66 din direcția Filiaș către Rovinari, nu a păstrat distanța de siguranță față de un autoturism condus în același sens de un tânăr de 19 ani din localitatea Bălteni, județul Gorj. În urma impactului a rezultat rănirea șoferului de 19 ani, precum și a unei tinere de 24 de ani, care se afla pasageră în cel de-al doilea autoturism. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În aceeași zonă, un accident produs vineri s-a soldat cu un mort și 5 răniți, de vină fiind tot neatenția la volan.